platforma de opțiuni. Și pentru că suntem în plin concurs, aș vrea să începem cu primii pași, să-i spunem, pe care trebuie să-i facem în momentul în care instalăm această platformă. Pentru cei care încă n-au făcut-o până acum, în cazul în care nu folosesc platforma din concurs, să-i spunem, dacă n-au intrat, poate să descarce un cont demo sau dacă vor să folosesc o altă platformă în paralel, poate să descarce un cont demo de opțiuni din zona deschide cont demo gratis. Aici trebuie completate aceste câmpuri, bineînțeles cu datele noastre reale. Eu o să folosesc niște date fictive, să-i spunem, pentru a trece ceva mai departe. După care, din cel al doilea panou, puteți alege conturile demo cu care vreți să vă jucați. După ce ați dat click pe Option Trader, pentru că aceasta e platforma pe care puteți tranzacționa opțiunile, ar trebui să vi se deschidă fereastra prin care puteți să salvați, de fapt să descărcați și apoi să salvați kitul platformei. Văd că colegul meu are aici un program prin care downloadează. Nu se mai downloadează încă o dată kitul pentru că e deja salvat, dar aceștia sunt pașii pe care îi puteți face pentru a deschide un cont demo, să spunem, direct de pe site-ul nostru. Intrați pe site, conturi demo, datele dumneavoastră, după care, bineînțeles, trebuie să alegeți Option Trader, salvați kitul. După ce ați salvat kitul, kitul apare sub forma aceasta. Am mișcat acum icoana ca să o vedeți ceva mai bine. Rulați setup-ul respectiv și o să aveți o icoană de XTB Option Trader 2 pe desktop. Haideți să intrăm în platformă și să începem practic prezentarea acestui instrument care ne ajută să tranzacționăm opțiuni. Pe cât începe concursul, concursul are ca date de desfășurare perioada cuprinsă între 2 mai și 27 mai. Astfel că aveți timp o lună de zile să tranzacționați, să vă jucați atât cu această platformă de opțiuni, cât și cu platforma de CFD-uri, pentru a avea, mai să-i spunem, șansa de a câștiga un milion sau unul dintre cele trei selecători pe care XTB-ul le pune la bătaie. Dacă nu aveți deja un cont creat, puteți să vă creați unul. Ați văzut, nu am folosit acea căsuță de login, am închis-o, m-am dus la conexiune, cont demo nou. La fel, aici încă o dată vă scrieți datele. După ce ați făcut acești pași, puteți alege suma și valuta, OK. Ați dat OK și iar datele, după cum puteți vedea, se generează automat atât număr de login cât și parolă. Ele oricum se salvează, deci puteți să faceți logarea fără să le scrieți separat, să-i spunem undeva pe într-un alt fișier sau pe o foaie hârtie. Ne-am logat în platformă și haideți să începem această scurtă prezentare, să spunem, despre platforma, cum spuneam, care vă dă accesul la tranzacționarea acestor noi instrumente financiare. Este, spre deosebire de MetaTrader, cu care probabil sunteți obișnuiți, platforma are patru zone, după părerea mea, extrem de importante. Prima zonă este zona în care găsiți absolut toate instrumentele și vorbesc de zona din partea de această căsuță pe care o găsiți în partea stângă. Acum am micșorat-o. Este platforma, țineți cont că este modulară și puteți să vă jucați cu căsuțele respective. Așa că
Poate dacă vreți să vă rearanjați unele dintre ele, o puteți face. În prima căsuță despre care vorbim, găsim toate instrumentele. Ca diversitate, a zice, așa cum XTB-ul v-a obișnuit, vă oferă acces la tot felul de piețe, astfel că vom găsi opțiuni pe principalele perechi valutare, pe principalele metale prețioase și mărfuri, pe principali indici, și de fapt cam acestea sunt cele patru categorii pe care le puteți tranzacționa. Cele mai lichide instrumente sunt de obicei, vă oferă varianta aceasta de tranzacționare sub formă de opțiuni. Piața opțiunilor nu este la fel de bine dezvoltată, să-i spunem, ca cea a futures-urilor sau cu atât mai puțin ca cea a tranzacțiilor spot, însă pe instrumentele, hai să-i spunem, celebre, cu lichiditate foarte mare, se pot tranzacționa opțiuni. Astfel că, vă spuneam, puteți să plecați pe anumite scenarii, atât pe perechi valutare, cât și pe mărfuri sau indici bursieri. Cam ce aveți de făcut ca o pregătire, să-i spunem, pentru concurs? În primul rând, ar trebui să vă faceți o analiză. Analiza de ce se face pe MetaTrader sau noi, în momentul în care vrem să tranzacționăm opțiuni, o să folosim MetaTrader-ul. Putem, nu știu, să mergem pe US30, să-i spunem, ca să facem un exercițiu, așa. În momentul în care graficul ne spune ceva, nu știu, poate ne uităm pe o perioadă ceva mai lungă de timp, vedem că e un trend, să-i spunem, e un trend ascendent, credem că în faptul că suntem undeva la mijlocul trendului nu face altceva decât să prevestească un moment în care trendul accelerează și se duce la valori mai mari. Dacă asta este premisa de care plec, atunci o să aleg o opțiune care se aplice pe acest scenariu. Deci scenariul care plec în gând este că în următoarea perioadă de timp prețurile acțiunilor vor crește. Și o să încercăm să facem exact un exercițiu de genul ăsta, folosindu-ne de o unealtă extrem de utilă pe care o are platforma și despre care o să vorbim imediat. Deci, în primul rând, spuneam, din partea stângă veți alege un instrument pe care vreți să tranzacționați. Apoi, pentru instrumentul respectiv, observați că sunt, bineînțeles, cele două prețuri, de cumpărare și de vânzare. După ce ați ales instrumentul, ar trebui să treceți în următoarea zonă, și anume în zona din centru, care este împărțită în trei taburi importante, și anume tabul Ordin, Expertul pentru Strategii și Strategia Rapidă. În ordin, putem, practic, în cazul în care nu avem nevoie de ajutorul platformei, putem să mergem direct pe această căsuță de ordin și să alegem tipul opțiunii pe care vrem să îl tranzacționăm. Deși sunt trei, a zice că sunt două tipuri mari de opțiuni, și anume opțiuni Vanilla și opțiuni European Digital. Ele sunt împărțite, o să vedeți, atât mâine cât și poimine, sau nu mâine și poimine, ci luni și marți, cred că vor fi webinariile dedicate acestor tipuri de opțiuni, și colegii mei o să vă explice ceva mai multe despre fiecare tip în parte. Dar ca să intrăm un pic așa în aceste instrumente financiare, sunt, cum vă spuneam, două tipuri, vanila și digitale, le spunem noi. Fiecare dintre ele pot fi împărțite, să-i spunem, în mai multe categorii. Spre exemplu, dacă o să alegem opțiuni vanila, putem să mergem pe un tip de opțiune call sau un tip de opțiune put. În schimb, dacă mergem pe European Digital, avem opțiune peste sau opțiune sub. Dacă vorbim de European Digital în range, atunci în interiorul sau în afara range-ului. Acestea sunt opțiunile, să-i spunem, ca denumire pe care le putem alege folosind această platformă.
Să spunem că vroiam să tranzacționăm, spuneam să luăm o opțiune pe US 30. Deci instrumentul pe care l-am ales este Dow Jones. Tipul opțiunii. Dacă o să luăm o opțiune vanilă, dacă vrem să tranzacționăm opțiuni vanilă, atunci vom alege un call sau un put în funcție de scenariul pe care îl avem în minte și scenariul de la care am plecat a fost că ne așteptăm la o creștere în viitor, în următoarele zile, nu știu, în următoarele săptămâni, ne așteptăm la o creștere pe acest indice. Asta înseamnă că aș putea să cumpăr o opțiune call. Prețul de exercitare este prețul pe care o să-l stabiliți în funcție de scenariul pe care l-ați făcut. Nu vreau să intru acum, în momentul ăsta, în calcule. Este bine de știut că prețul de exercitare poate fi setat în această căsuță și că este prețul la care opțiunea dumneavoastră se va raporta. Mai mult decât atât, va trebui să bifați odată de să bifați, să alegeți odată de expirare a opțiunii respective și un volum pe care vreți să-l tranzacționați. Haideți să lăsăm prețul de exercitare la nivelul la care suntem acum. Putem să mergem poate mai departe. Poate vrem un preț de exercitare la 1, 2. Un moment să văd care este cotația din momentul ăsta. 1, 2, 409. Deci 1, 2, 450 să încercăm un preț de exercitare. Apoi odată de expirare a opțiunii, am spus, cred că în următoarele săptămâni, poate până la jumătatea lunii mai, o să vedem creșteri puternice pe bursă. Volumul pe care vreau să-l tranzacționez, exact ca și în cazul CFD-urilor, pleacă de la 0,1 și poate fi ales de dumneavoastră în funcție de expunerea pe care o aveți, în funcție de banii pe care îi aveți în cont. O să vedeți că pentru volumul pe care îl alegeți, va trebui să plătiți o primă în cazul acestui tip de opțiune, înainte de a intra în tranzacție. Practic, ideea opțiunilor este următoarea. Ele, să spunem, au o tipologie foarte apropiată cu a unui pariu, în sensul că dacă prețul de exercitare la scadență o să fie mai mare de 1240, 1200, 12.450, îmi cer scuze, atunci opțiunea noastră o să fie în profit, o să fie profitabilă. Însă, trebuie să ținem cont că la început, indiferent de ce s-ar întâmpla, plătim o primă. Pentru ca cineva să accepte pariul pe care noi tocmai l-am propus, bineînțeles că o să ceară o primă inițială, o să încaseze niște bani. Și acum platforma în funcție de perioada scadentă, în funcție de prețul de exercitare și în funcție de volumul pe care îl alegeți dumneavoastră, o să vă calculeze, bineînțeles, o primă pe care trebuie să o plătiți inițial în cazul în care vreți să cumpărați opțiuni. Și aici, în partea dreaptă, pe ASK, vedem care este prima pe care trebuie să o plătim. Dacă vrem să luăm un lot de Dow Jones, cu scadența pe la jumătatea lunii mai, trebuie să plătim ca primă 3.500 de ron. Să spunem că 3.500 de ron e o sumă pe care trebuie să schimb instrumentul, de asta nu este permisă, US 30 cu punct. Ok, acum, aici e un alt multiplicator și prima s-a schimbat un pic. Deci prima pe care trebuie să o plătim este de 2.000 83, acum 2069 de ron. Dacă eu sunt de acord cu această afacere, să-i spunem, voi putea să lansez tranzacția respectivă apăsând pe cerere, iar apoi ar trebui să îmi apară ar trebui să-mi apară cele două butoane de cumpărare și de vânzare. Nu știu de ce durează așa de mult. Sincer să fiu, prima dată când văd delay-ul ăsta. Însă se pare că de când a început concursul, problemele cu serverul demo, văd că, de fapt, cum răspunde serverul demo,
sau serverul demo răspunde ceva mai slab în ultima perioadă de când cu concursul s-ar putea ca o parte din resursele de demo să fie alocate pentru concurs și atunci asta să fie motivul pentru care lucrurile merg un pic mai greu. Ciudat, foarte ciudat, o să încerc să mai pornesc încă o dată. Am ales o deconectare și o să încerc să mă conectez din nou să vedem ce se întâmplă. Haideți să mai mergem încă o dată pe US30. Spuneam că o să luăm un call, un lot, data scadentă, am zis noi pe 16 mai 2000. Mai încercăm încă o dată să vedem dacă se întâmplă exact același lucru. O să mai încerc și cu un alt instrument. Foarte ciudat. Pare rău că din când în când softurile fac probleme și mai ales în timpul unui webinar, dar câteodată se pare că tehnologia ne joacă feste. Iar acesta este unul dintre momentele în care văd că platforma nu funcționează. Da. Bun. Îmi cer scuze pentru inconvenient. Singurul lucru pe care pot să-l fac e, nu știu, mai încerc o dată să restartez platforma, dacă nu s-ar putea să fie nevoie să o reinstalez. Așa că da. Haideți să reinstalăm platforma, să vedem dacă lucrurile continuă încă o dată. Vă rog, dacă aveți întrebări, profitați de faptul că sunt aici. O să încerc până când fac eu toate setările, să-i spunem, o să încerc să vă răspund și la întrebări. Vă rog să. Întrebările, bineînțeles, tematica o alegeți dumneavoastră. A mers. V-a făcut și dumneavoastră la fel, adică ați avut exact aceleași simptome, da? Probabil că înseamnă că a fost din cauza serverului, s-ar putea să fi fost conexiunea, ceva probleme cu serverul. Da, v-am spus, eu o chestie pe care am remarcat-o în zilele acestea, de când a început concursul, eu cred că am impresia că colegii noștri din Polonia au alocat principalele resurse pe serverele de concurs și serverele demo normale au rămas un pic. Spune, te rog, clienții conturi au posibilitatea să participe la concurs? Bineînțeles, concursul respectiv este deschis pentru absolut toată lumea. Nu contează că. Nu contează că aveți sau nu contul deschis. Este un concurs în care toată lumea are șanse și cred că
Trebuie să, și chiar știu sigur că nu e experiența, sau în sfârșit, experiența contează, însă cred că orice investitor care, orice participant, să spunem, orice concurent care dă un pic de timp concursului și este destul de activ, are șanse reale să facă un randament frumos care, de ce nu, cine știe, poate să se transformă chiar într-un premiu. Nu ați primit linkurile pe e-mail. Dacă n-ați primit încă linkurile pe e-mail, uitați-vă cum. În primul rând ar trebui să vă uitați în spam sau în bulk, depinde cum aveți dumneavoastră, și apoi tot nu sunt. Am înțeles, am înțeles. Bun. Păi, v-aș ruga atunci să scrieți un mail pe office@rondxtb.ro în care să spuneți că n-ați primit mailul respectiv și o să vi se trimită din nou datele de logare. Ok, haideți să mai încercăm încă o dată. De data asta platforma e instalată în engleză. Da. Bun, ne-am conectat și haideți să mai încercăm o dată. Spuneam că US30, tipul opțiunii este call, data de expirare, mergem la jumătatea lunii mai, deci pe 16 mai, lotul, un lot. De data asta, platforma este în dolari în momentul ăsta. Nu știu dacă știți, dar am introdus conturi atât în dolari cât și în euro. Așa că, în funcție de valuta în care veți dumneavoastră să tranzacționați, puteți să vă jucați și cu platformele demo. În momentul de față, văd că a funcționat, probabil că a fost într-adevăr o problemă cu serverul de demo. Aveți cumva și o perioadă de pregătire pentru concurs? Da, perioada de pregătire pentru concurs durează până la sfârșitul lunii aprilie. Începutul lunii mai este weekend, cred că pe 30 aprilie și pe 1 avem weekend, deci pe 29 aprilie serverele vor fi resetate, toată lumea o să aibă din nou câte 10.000 de euro în cont, iar pe 2 mai va începe concursul. Pe 2 mai. Valorile din BID și ASK înseamnă prețul de vânzare și prețul de cumpărare în care este cotat instrumentul respectiv. Spre exemplu, acum euro-dolarul este în BID 1.4522 și în ASK 1.4524. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, dacă acum aș vrea să vând euro-dolar, aș vinde la prețul de 1.4522, dacă aș vrea să cumpăr euro-dolar, aș cumpăra la prețul de 1.4524. În funcție, iar prima este calculată, este prima ca idee pe care o plătiți în momentul în care cumpărați o opțiune, este o sumă pe care o puneți la început, la bătaie, să-i spunem, pentru a intra în pariul respectiv pe care vi-l oferă opțiune. În cazul în care, la scadență, pariul dumneavoastră este pierzător, atunci prima este pierdută. Asta este într-un fel marele avantaj al opțiunilor, pentru că știi de la început exact cât ai riscat. Nu poți să pierzi mai mult decât prima respectivă în cazul în care cumperi opțiunea. O să vorbim un pic și despre vânzare. Pentru concurs, pentru 1 milion de euro, pentru a câștiga 1 milion de euro, opțiunile da sunt obligatorii. Pentru selecauri, nu. Ok. Bun. Haideți să trecem un pic mai departe și să vorbim despre opțiune și despre execuție. Deci ați văzut, după ce am selectat, spre
Spuneam, după ce am selectat datele pe care pentru opțiunea respectivă, trebuie să apăsați request și apoi buy în cazul în care cumpărați opțiunea sau sell în cazul în care vindeți opțiunea respectivă. Eu am cumpărat acum opțiunea, iar mai jos în căsuța de portofoliu, după cum puteți vedea, avem datele opțiunii respective și anume un număr de identificare, o dată și oră la care a fost deschisă opțiunea respectivă, tipul opțiunii și anume vanilla, instrumentul pe care suntem, US30, strike este prețul la care ne raportăm, 12.405, dată de expirare setată de noi mai sus, volumul cu care am vrut să tranzacționăm, payout-ul este dat de opțiunea pe care am setat-o. Buy este categoria, să-i spunem, în care am intrat, deci am cumpărat, suntem pe un buy. Tipul opțiunii este un call. Opțiunea respectivă cotează în funcție de bid și ask pe care le vedeți afișate, astfel că în momentul în care practic noi cumpărăm opțiunea, ne raportăm la un ask de 188 și un bid de 168. Diferența aceasta între cele două cotări face ca opțiunea respectivă înainte de expirare să aibă o anumită valoare. Pentru că de la cumpărarea noastră și până de la momentul cumpărării și până acum prețurile la acest la acest instrument, îmi cer scuze, la acest instrument se sunt pe o traiectorie, să-i spunem, bună pentru scenariul pe care l-am ales. În momentul de față înregistrăm un profit dacă am marcat, să-i spunem, opțiunea, însă luați în calcul că inițial am plătit o marjă pentru opțiunea aceasta, pentru opțiunea respectivă pe care ne jucăm. Ok. Înainte de a discuta despre aceste lucruri, ar fi trebuit să vorbim un pic despre graficul opțiunii. După cum puteți vedea aici, în partea stângă, în partea dreaptă, îmi cer scuze, în partea dreaptă avem un grafic al opțiunii, grafic ce este desenat folosindu-se cele două axe și anume o axă a profitului, axa verticală, profitul sau pierderea, și o axă a prețului, axa orizontală. Pentru fiecare opțiune în parte avem un astfel de desen care ne spune, din care pe baza căruia putem să concluzionăm următoarele lucruri. Prețul nostru de exercitare este 12.405. Dacă piața s-ar opri la acest 12.405, la data expirării, atunci nu am câștigat nimic, tot ce am pierdut a fost primă. În schimb, cu cât prețul la data expirării o să fie mai mare decât 12.405, cu atât pierderea noastră se diminuează. Dacă la data expirării prețul o să ajungă la 12.553, atunci o să fim pe break-even, o să fim pe zero. Deci, practic, câștigul pe care l-am înregistrat pe această opțiune a acoperit prima pe care am plătit-o. Iar apoi, cu cât prețul merge ceva mai departe în favoarea noastră, cu atât, bineînțeles, vom acumula și noi profit. Tot mai mult profit vom acumula. Bine, dacă la un moment dat vreți să nu așteptați până la scadență, puteți să dați un dublu click pe opțiunea pe care vreți să o închideți, spre exemplu această opțiune pe care am deschis-o, request, close și apoi close result. Și în momentul de față am marcat opțiunea respectivă cu pierderea
cu pierderea pe care o avem aici la profit. Îmi cer scuze. Ok, deci asta este metoda în care o puteți închide înainte de scadență. Da. Da, bid și ask sunt valorile primelor în pips. Exact. Nu știu dacă, probabil că n-am fost foarte cursiv în momentul în care am explicat chestia asta. De unde este 12.553? Platforma vă calculează de una singură care este nivelul la care opțiunea respectivă ajunge la break even. În funcție de valoarea primei pe care o plătiți, o să vă calculeze nivelul acesta de break-even. Ce recomandați, la ce termene să luăm opțiuni într-o lună în curs, adică pentru câte zile de scadență? Sincer să fiu, depinde aici, eu v-am arătat un singur tip de opțiune, însă categoriile de opțiuni sunt extrem de diferite și o să fac trecerea, să-i spunem, către celelalte zone prin care vreau să trec, și anume Strategy Wizard și One Click Strategy. În funcție de scenariul dumneavoastră pe care îl credeți că se va întâmpla, va trebui să vă adaptați, să spunem, perioada atât temporal, cât și poate volumul în care veți tranzacționa, pentru că, în general, o astfel de opțiune, spre exemplu, cum am ales aici un Vanilla Call așa simplu, în parametrii aceștia, este o opțiune care poate fi profitabilă doar dacă piața este volatilă și mai mult decât atât dacă este volatilă într-o singură direcție și direcția asta este creștere. Motiv pentru care aș zice că în funcție de prima pe care trebuie să o plătiți și de nivelul de break-even la care sunteți, trebuie să vă gândiți și cam cât de mare probabilitatea este ca acest lucru să se întâmple. Spre exemplu, am calculat mai devreme, spuneam 12.553. Următorul pas, după părerea mea, ar trebui să mergem să vedem unde este 12.550. Okay? Deci asta înseamnă că prețurile ar trebui în momentul ăsta să crească cu vreo 145 de pipi. Cum? În ultima perioadă de timp, US 30, Dow Jones-ul a fost destul de volatil, să-i spunem. Asta este una dintre metode. Sau dacă știm că instrumentul respectiv are o volatilitate medie, să-i spun, nu știu, i-ați zice aici o volatilitate medie de vreo 200 de pips, păi în mod normal am ajunge la acești 145 de pips într-o singură zi când piața este hotărâtă. Așa că poate că ce ar trebui să facem aici ca să ne adaptăm, să-i spunem, scenariul pe care îl gândim în funcție de ce ne arată platforma, este să reducem data de expirare, făcând astfel prima ceva mai mică. În loc să aștept până pe 16, pentru că am zis că există potențialul ca acest lucru să se întâmple în următoarele, nu știu, 3 zile, până la, azi este miercuri, joi, vineri, hai să zicem, acest lucru să se întâmple luni, atunci, de pe 16, eu zic că am putea să mergem din nou în aprilie, și să alegem, cum spunea, luna de luni, adică ziua de luni. Ziua de luni e bine, piața o să fie închisă, să mergem pe 26. De pe 16 mai o să mut scadența pe 26. În momentul ăsta, după cum vedeți, prima a scăzut la jumătate. Deci, deja prețul la care eu pot intra pe câștig este 12.473. Mult mai convenabil. De asta nu există, după părerea mea, nu există o recomandare fermă, ci trebuie să stabiliți scenariu. Adică eu am spus așa, cred că în zilele următoare Dow Jones-ul o să crească. Mi-am ales o perioadă mai lungă de timp, mi-e așa mai ușor să mă poziționez. Mi-aleg de obicei o perioadă un pic mai lungă de timp, pentru că în următoarele zile pentru mine înseamnă poate în următoarele 2-3 săptămâni cred că o să crească. După care, în funcție de unde trebuie să-mi
plasez, unde ar fi prețul de break-even, fac o aproximare cam în cât timp ar trebui ca piața să ajungă în zona respectivă. Și dacă eu în momentul de față am încredere în scenariul ăsta și sunt gata să intru pe el, a zice că e mult mai convenabil să încep să mai reduc din zilele respective pe care le-am pus inițial pentru a scădea din primă. Nu o să mai plătesc 700 de dolari cum plăteam mai devreme, acum o să plătesc doar 350 de dolari pentru aceeași opțiune, însă cu o perioadă de expirare mai mică. Țineți minte, cu cât o să fie perioada de expirare mai aproape de momentul în care lansați tranzacția, cu atât prima o să fie mai mică, cu cât prețul de exercitare o să fie mai departe de prețul la care suntem acum, prima din nou o să fie mai mică. Bineînțeles, dacă, nu știu, dacă o să pun aici în loc de 405, să spunem că suntem la 420, vedeți, deja nu mai sunt 350 de dolari, sunt 290 de dolari pe care îi putem plăti. În schimb, dacă o să vin cu o valoare sub ce am acum, un 390, prima a crescut la 370, pentru că nu e obligatoriu să vă raportați la valoarea curentă la care sunteți, puteți să alegeți, bineînțeles, într-o anumită plajă, cam la ce prețuri vreți să setați opțiunea respectivă, care să fie prețul acela barieră, în funcție de, spuneam, de prețul la care setați, de volum, bineînțeles, și mai ales de perioada de expirare, platforma o să vă calculeze cu o anumită primă. Astfel că opțiunile pe termen lung, să spunem, sau ceva mai lung, de genul opțiuni pe, dacă ne referim la concurs, poate pe o săptămână, 2 săptămâni de zile, după părerea mea, trebuie luat în calcul în cazul în care chiar credeți că pe instrumentul respectiv o să urmeze o perioadă de volatilitate puternică într-una dintre direcții, dacă vreți să folosiți o opțiune de tip call sau de tip put, așa simplu. Însă, ca să mergem un pic mai departe, să spunem cu idei despre opțiuni, puteți să folosiți acest Strategy Wizard și este zona pe care eu sincer vă recomand, mai ales dacă sunteți la început. Pentru că veți putea face strategia pe opțiuni pas cu pas, în funcție de ce credeți că se întâmplă. Și haideți să trecem prin acest modul, să vedem cum ne creează platforma de una singură strategia despre care am discutat un pic mai devreme. Ne spuneam că vrem să tranzacționăm Dow Jones-ul. Dacă vrem să tranzacționăm Dow Jones-ul, alegem instrumentul în primul pas, după care o să dăm Next. Următorul pas o să fie scenariul pe care vrem să tranzacționăm. Și aici avem scenariul explicat. Creștere moderată, creștere semnificativă, creștere deasupra unui nivel de preț, cădere moderată, cădere semnificativă, cădere sub un nivel de preț, mișcare semnificativă în oricare dintre direcții. Spre exemplu, aici ce vânăm? Vânăm doar volatilitatea. Nu contează în ce direcție o să sară prețul. Eu cred că o să urmeze o perioadă foarte agitată și o să vedem mișcări puternice într-una dintre direcții. Nu știu care, dar sunt sigur că o să se ducă puternic într-o anumită direcție. Significant move, mișcare semnificativă, mult mai probabilă creșterea decât descreșterea, în cazul în care vrem să nu intrăm pe un astfel de scenariu cu 50% șanse pentru, de fapt, unde să punem banii pe 50-50 pe creștere sau descreștere, poate putem să creștem ponderea volatilității pe creștere sau, pentru că e mai probabilă, sau ponderea volatilității pe scădere, pentru că pare atunci mai probabil. Ieșirea dintr-un anumit range. În sfârșit, aveți opțiune. Tocmai am reinstalat platforma și am reinstalat-o în engleză. Asta este motivul pentru care în momentul de față o vedeți în engleză.
După ce, și sincer, eu v-aș recomanda să vă obișnuiți cu terminologia în engleză, pentru că engleza este limba domeniului și până la urmă e vorba de, nu știu, de 10, 20, 30 de cuvinte pe care trebuie să le stăpâniți. Ca, mie nu mi se par foarte multe. Ca o recomandare personală, cred că e foarte important să vă obișnuiți cu termenii în engleză, pentru că așa veți putea înțelege mult mai ușor, poate, nu știu, discuții, articole, lucruri care vă vor ajuta să tranzacționați mai bine. Ok, am spus că eu cred că pe US 30 o să avem o creștere puternică, adică o creștere semnificativă. Am ales scenariul pe care vreau să merg, i-am dat next. După care, aici voi stabili pierderea maximă pe care o accept. Iar pierderea maximă pe care o accept, să spunem, este de 500 de dolari. Nu vreau să pierd mai mult de 500 de dolari pe acest scenariu. O să mergem un pic mai departe. Orizontul de timp. Orizontul de timp aș vrea să fie de, să-i spunem, o săptămână. Bun, o săptămână. Nu vreau să dureze mai mult de o săptămână această opțiune. Selectarea datei poate fi făcută în mod direct sau pur și simplu ca număr de zile. Puteți să folosiți această bară în cazul în care vreți să alegeți o anumită zonă, să spunem, să vă jucați pe un anumit termen, scurt, lung, mediu, în funcție de ce veți dumneavoastră să faceți. Spuneam că eu vreau să-mi expire peste 7 zile, adică miercurea viitoare, pe 27.04.2011. Next. Și acum o să văd ce îmi propune platforma în funcție de datele pe care le-am stabilit. Pentru fiecare opțiune în partea dreaptă, dacă vă uitați, pe care ne-a propus-o platforma, se schimbă graficul. Hai să le luăm pe fiecare în parte să vedem care ni se pare, nu știu, cea mai ok de pus în scenă. Și anume, vorbim despre o cumpărare de call. Long call înseamnă cumpărare de call. Profitul maxim este nelimitat. Practic, cu cât o să crească mai mult peste nivelul nostru de preț, atunci, cu atât profitul o să fie mai mare. Pierderea maximă pe care o să o avem este de 479 de dolari și ia, țineți minte că o să apară doar dacă prețul nu reușește să depășească prețul de exercitare al opțiunii. În cazul în care prețul reușește să depășească 12.548, atunci o să începem să intrăm pe profit. Exact asta ne arată și graficul. Așteptarea noastră este ca în termen de 7 zile prețurile să depășească acest nivel de 12.550. O altă variantă, dacă nu vrem să folosim opțiunea de tip vanilla, este opțiunea de tip digital. De data asta, above înseamnă peste și se raportează în felul următor. Pentru că au un pic o altă tipologie la opțiunile acestea de tip digital. Setați dumneavoastră suma pe care vreți să o câștigați încă de la început. Platforma ne-a calculat că în cazul în care vrem să plătim o primă de 485 de dolari, câștigul maxim pe care îl putem obține folosind o astfel de strategie, o astfel de opțiune, este de 1976 de dolari. Asta în cazul în care prețul reușește să depășească valoarea de 12.550. După cum vedeți, la digitale lucrurile stau un pic altfel. Dacă la call valoarea opțiunii respective este dată de distanța cu care a reușit prețul să depășească nivelul de 12.548, la digitale, de data asta, nu mă interesează decât ca prețul să depășească zona respectivă. Dacă rămâne sub 12.550, atunci am pierdut primul. Dacă, în schimb, crește peste 12.550, atunci voi câștiga profitul care este de
patru ori mai mare decât prima. Sincer să fiu, din cauza raportului risk-reward, mi se pare o variantă, până acum mi se pare o variantă destul de bună de încercat. Dacă vrem să tratăm lucrurile din punct de vedere al vânzătorului și anume vrem să vindem opțiunea, pentru că până acum n-am vorbit decât despre cumpărare, dacă vrem să vindem opțiunea respectivă, după cum puteți vedea, putem să folosim acest short below. Below sub este inversul lui peste, să-i spunem, ori cumpărăm un peste, ori vindem un sub, este practic exact același scenariu. Ne raportăm exact la același preț, numai că de data asta, în momentul vânzării, o să încasăm prima respectivă, însă putem pierde banii pe care trebuie să-i plătim cumpărătorul. Practic, dacă nu mă înșel aici, căsuțele ar trebui să fie un pic inversate pentru vânzarea aceasta. Bun. Să spunem că mi-a plăcut, mie personal mi-a plăcut această cumpărare de peste, de above. Atunci o să merg mai departe. Pot să îi văd detaliile avansate ale strategiei. După cum vedeți, platforma vă poate face structuri de opțiuni mai complicate. Eu am ales aici un scenariu simplu, să-i spunem. Însă platforma, o să încercăm și un altul și o să vedeți că vă face scenarii mai complicate, vă face structuri complexe de opțiuni. Putem, bineînțeles, înainte de a intra în piață să mai reglăm. Spre exemplu, totuși, poate că cele 7 zile, cum spuneam, mi se par un pic cam multe. Aș merge ceva mai aproape, mai diminuez un pic din prima pe care trebuie să o plătesc. O să cumpăr un European Digital peste, above. Prețul strike price este de 12.550. Acum pot să mă apropii un pic de preț, să spunem că mi se pare ceva cam departe, deci aș putea să merg la 12.500, însă de data asta, după cum vedeți, depășesc cei 500 de dolari pe care eu am spus că vreau să îi risc. Asta înseamnă că va trebui să mai jonglez un pic cu prețul și probabil că aici undeva, da, aici undeva la 12.535 aș putea să setez eu nivelul la care vreau să se facă reglajul, să-i spun. Apoi o să-i dau request, open strategy, iar strategia mea a apărut aici în partea de jos. Practic, strategia mea în cazul ăsta e formată într-o singură opțiune. O să încercăm un exercițiu în care se deschide mai multe opțiuni în același timp. Exact aceleași lucruri. Aveți o valoare marcată la piață întotdeauna. Deci, practic, valoarea inițială a opțiunii în dolari a fost de 505 dolari. Practic, asta este prima pe care ați plătit-o în momentul în care ați intrat în opțiune. Dacă vreți să vindeți imediat acum opțiunea să scăpați de ea și vreți să o marcați la cotațiile actuale, atunci o să recuperați din acești 505 385 de dolari. În concluzie, o să fiți cu o pierdere de 120 de dolari. Bineînțeles, opțiunile sunt făcute în general, sau traderii de opțiuni sunt traderi care stau perioade ceva mai lungi cu traderile deschise. Și în cazul în care hai să spunem, intră pe profit opțiunile și profitul este mulțumitor, de multe ori, de cele mai multe ori, opțiunile sunt executate înainte de a ajunge la data de expirare. Mai jos, sub această căsuță a portofoliului, vedeți sumarul contului dumneavoastră cu balanță, marja blocată, iar această marjă se blochează în momentul în care vindeți opțiunile respective. Dacă cumpărați, nu aveți ce marjă să blocați. Iar următoarele zone se completează în funcție, tot în funcție de direcția pe care sunteți, tot în funcție de vânzare sau de cumpărare. Spuneam că haideți să alegem o strategie poate mai complicată. De data asta o să mă întorc la scenariul ăsta, poate tot pe US30.
De data asta eu cred că o să avem o mișcare semnificativă în ambele direcții. Vreau să merg pe acest scenariu. Cred că în zilele următoare o să vedem volatilitate. Nu știu sigur în ce direcție o să se ducă, dar cred că într-una din direcții se va duce. Nu vreau să risc mai mult de 500 de dolari. 7 zile rămâne scadența noastră. Mergem ceva mai departe și hai să vedem care sunt propunerile pe care ni le-a făcut platforma. Prima propunere este un long straddle. Straddle este numele unei strategii de opțiuni. O să vedem imediat din ce este formată. Ce trebuie să ținem cont? Că pe acest tip de strategie riscăm 459 de dolari, putem câștiga nelimitat, cu cât se va duce prețul mai departe de prețurile noastre de data asta la care ne raportăm, cu atât vom câștiga mai mulți bani. Practic, prețurile ce încadrează, să-i spunem, scenariul pe care îl punem noi în piață sunt 12.249 și 12.555. Dacă prețul rămâne undeva în interiorul acestui interval, atunci o să mai recuperăm o parte din primă, însă o să fim pe pierdere. În momentul în care prețul reușește să treacă ori peste 12.555, ori sub 12.249, din momentul respectiv o să intrăm cu strategia pe profit. A zice că este un lucru pe care CFD-urile nu vi-l oferă și anume să tranzacționez de data asta doar volatilitate. Nu mă interesează în ce direcție se duce, sunt sigur că o să se ducă puternic într-una dintre direcții și atunci puteți foarte ușor să intrați pe o astfel de strategie și ați văzut, platforma vă lasă să vă oferă posibilitatea, vă creează de una singură strategie. Long straddle sau long strangle. Dacă vă uitați la grafic, diferența dintre ele este următoarea. Pentru un straddle, ambele opțiuni pleacă, pentru că o să vedem, sunt două opțiuni, pleacă din același preț. Pe când la un strangle, opțiunile pleacă din prețuri diferite. Însă, aș zice că diferența între cele două variante este destul de mică, ba mai mult decât atât, dacă ne uităm, strangle-ul nu face altceva decât să mărească intervalul în care putem pierde. Deci, mi se pare până acum cea mai bună opțiune să alegem un long straddle. Hai să vedem ce mai găsim. Strangle și straddle sunt pentru opțiunile vanilla. Dacă ne uităm la digitale, să vedem ce posibilități avem la digitale. Aici putem să alegem opțiune să cumpărăm un outside care pur și simplu o să ne ducă în afara unui range, iar range-ul respectiv este cuprins între 12.279 și 12.521, sau să vindem un inside care înseamnă exact același lucru cu a cumpăra un outside. De data asta, după cum vedeți, în momentul de față, banii pe care îi putem câștiga, de fapt, rația risc-profit este de 1 la 1, așa că mai repede aș alege acest long straddle care, după părerea mea, se potrivește mai bine cu ce vreau, cu scenariul pe care îl anticipez. Apoi o să dăm un next și înainte de a lansa, poate, putem să mergem pe acest show details, să vedem așa în câteva. De fapt, să vedem un rezumat al strategiei pe care o punem în practică și anume o să în același timp o să cumpărăm un call cu strike-ul la 12.402 și o să vindem din același loc tot la 12.400 și o să cumpărăm tot din același loc de la 12.402 și un put. Practic luăm ambele direcții în același timp. Luăm și creșterea, luăm și descreșterea din același preț. Pentru fiecare opțiune în parte, o să se calculeze, bineînțeles, prima și atunci o să vedem care este intervalul din care prețurile trebuie să iasă ca să ajungem pe profit. Dacă vrem să mai facem modificări, putem să mergem acolo pe setările avansate și de aici, cine știe, poate să încercăm niște reglaje, în cazul în care, bineînțeles, vă pricepeți sau aveți ceva experiență.
Dacă suntem mulțumiți cu strategia, putem din nou request open strategy și de data asta o să avem o strategie formată din două opțiuni spre deosebire de ce am făcut ceva mai devreme. Aceleași reguli pe care le-am discutat și ceva mai devreme, fiecare opțiune în parte are o primă pe care o plătiți, apoi în fiecare moment opțiunea respectivă este cotată la piață, în funcție de unde este prețul, valoarea opțiunii respective o să fie mai mare sau mai mică decât prima, astfel că în momentul în care vă decideți să opriți o opțiune înainte de scadență, nu trebuie decât să dați un dublu clic pe ea, request close și apoi close result și marcați pierderea sau profitul respectiv. Dacă mergeți în history, o să vedeți tranzacțiile pe care tocmai le-am făcut. De obicei, aici pe opțiuni nu prea avem cum să intrăm direct pe câștig, pentru că, în general, vă spuneam, opțiunea se tranzacționează pe perioade un pic mai lungi de timp, așa că va trebui să aveți un pic de răbdare, pentru că, inițial, de fiecare dată o să fiți probabil o bucată de timp cu minus la profit în cazul unei marcări, unei posibile marcări. Haideți să mă întorc un pic la întrebările dumneavoastră. Perioada de pregătire, v-am răspuns la perioada de pregătire. Prima este comisionul. Nu e, prima nu este comisionul. Încă o dată, o opțiune funcționează mai repede ca un pariu. Dumneavoastră pariați că prețul o să depășească, să-i spunem, un anumit nivel de preț, pentru ca cineva să țină pariul respectiv, o să încaseze prima, după care o să vă plătească câștigul în cazul în care ați avut dreptate. Iar, practic, același lucru puteți să-l faceți și dumneavoastră dacă vindeți opțiunile respective. Puteți să încasați prima și haideți să vindem o opțiune, să ne uităm un pic. În loc să cumpăr un call, să-i spunem, o să vindem de data asta un call. Balanța noastră în momentul de față este 49.300, 49.330 cu marja de 400, tot 330 erau banii liberi. După cum vedeți, în momentul de față am vândut un vanila, e aici. Iar balanța contului nostru a crescut cu cei 290 de dolari pe care i-am primit ca primă. Și în momentul de față am vândut opțiunea respectivă. Însă trebuie să așteptăm ca vânzător, trebuie să așteptați momentul expirării, să-i spunem, pentru a fi sigur că prima pe care ați încasat-o reprezintă profitul dumneavoastră. Cum vă spuneam, colegii mei, când o să vă prezinte cele două tipuri de opțiuni, oricum o să vă explice ceva mai multe despre ele. Termenul este proporțional cu prima. Cred că prima este proporțională cu termenul, cu timpul la care ne raportăm. Da, concursul e o idee bună și asta e și ideea din spate. Trebuie să popularizăm aceste instrumente și chiar sunt niște instrumente ce pot aduce profituri frumoase. Poate la început par un pic cam complicate, dar ele nu sunt, pot fi tratate, cred, și speculate cu destul de multă ușurință. Ce se întâmplă dacă prețul trece de 12.550 după ce se reîntoarce sub el? Absolut nimic. Asta este avantajul opțiunilor spre deosebire de CFD-uri, că nu există stop loss. Spre exemplu, să-i spunem că eu am o opțiune cu scadența peste 7 zile, iar prețul la care peste care ar trebui să treacă ca eu să termin un profit este acest 12.550. Dacă 6 zile prețurile scad, se duc împotriva mea, ajung undeva la 12.000, la 11.000, iar în a 7-a zi prețul se întoarce cu forță și închide peste acest 12.550,
opțiunea mea va fi profitabilă. Nu contează cât de mult se duce prețul împotriva direcției pe care am ales-o. Asta este unul dintre motivele pentru care traderii de opțiuni aleg, să-i spunem, acest tip de instrument și nu CFD-ul, pentru că pur și simplu piața poate să facă absolut orice și, de fapt, dacă credeți, dacă sunteți genul de trader care credeți că piața se întoarce de acolo, dacă mergeți pe acest scenariu cu lasă-o că se întoarce, CFD-urile o să vă golească contul pe când opțiunile s-ar putea să fie alegerea cea mai bună pentru dumneavoastră. Pentru ordinul long above, contează ca prețul să fie peste, la expirare, da, sau poți să-l închid în momentul în care depășește prețul. Nu, puteți să închideți și înainte, dacă prețul s-a dus peste zona respectivă, cu siguranță opțiunea dumneavoastră o să fie destul de valoroasă și o puteți închide înainte de expirare, sau puteți să așteptați data la care expiră. Da, exercițiul de vânzare am făcut. Limitele de preț pot fi recalibrate manual. Da, cred că ați văzut acolo cum am pur și simplu puteți să vă jucați, să folosiți acest strategy wizard și apoi să remodelați strategia în funcție de ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla. Am observat că Silver nu merge, însă Silver e mai jos în tabel. Da, uitați-vă după cele cu punct. Din păcate, în momentul de față, în continuare, sunt ordine deschise pe niște instrumente pe care noi o să le scoatem din listă, așa că instrumentele care pot fi tranzacționate sunt ori instrumentele acestea cu S mic lângă ele, ori instrumentele cu punct. Vorbesc de cele, bineînțeles, pe care le găsiți un pic mai sus aici, Gold, Silver, și, bineînțeles, le găsiți și mai jos în listă. Am putut vedea webinarul destul de târziu. Când se mai repetă? Webinarile oricum sunt înregistrate, dacă vreți, ele pot fi trimise înregistrate către dumneavoastră. Rugămintea ar fi să scrieți acest lucru brokerului dumneavoastră sau pe office@rondxtb.ro sau pe sales@rondxtb.ro și o să vă răspundem cu înregistrările. Nu facem margin call niciodată dacă sunteți pe o cumpărare. Deci întrebarea era, ați zis că nu contează oricât de mult crește împotriva poziției. Nu facem margin call. Nu facem margin call dacă sunteți pe cumpărare, cum ziceam. Pentru că ați plătit prima, după care așteptați ca piața să se ducă acolo unde credeți dumneavoastră. Dacă marja se calculează doar pentru cei ce vor să vândă opțiuni, așa că acolo trebuie luat în calcul. Prețurile din stânga, din căsuță, sunt cele reale în piață. Da, sunt cotațiile reale pe care o să le găsiți și pe celelalte platforme. Și, domnul Doriți, înregistrarea webinarului de ieri, vă rog încă o dată să scrieți brokerului sau pe office@rondxtv.ro. Vă mulțumesc mult pentru atenție din seara asta. Sper să vă jucați cu această platformă. Încă, poate înainte de a termina, de fapt, vreau să vă mai spun două cuvinte și despre ultimul panou despre care n-am vorbit nimic, și anume One Click Strategy. Dacă nu vreți să folosiți acest wizard, puteți să, sau dacă vreți să știți și știți exact ce aveți de făcut, puteți alege strategia despre care strategiile despre care am vorbit mai devreme, dar de data asta va trebui să știți ce înseamnă strip, butterfly, straddle, strangle. Platforma vă va calcula imediat, automat, să-i spunem, un scenariu, după care dumneavoastră puteți să umblați la loturi, la volume, la nu știu, tipul opțiunilor respective, să faceți să arate opțiunea așa cum vreți dumneavoastră. Dacă vreți să o cumpărați, aveți un grafic. Dacă vreți să vindeți opțiunea, puteți să apăsați din nou pe acest buton și graficul, după cum vedeți, se schimbă pentru partea de vânzare. Apoi request, open strategy, mai jos avem strategia pe care tocmai am lansat-o. Țineți cont că opțiunile care fac parte din strategia respectivă sunt strânse
toate la oaltă, deci ca să le vedeți separat, va trebui să extindeți această zonă. În concluzie, opțiunile sau platforma vă ajută foarte, foarte mult și este o platformă extraordinar de utilă celor care sunt la început, după părerea mea. Diferența dintre put și call, în cazul în care credeți că prețurile vor să scadă, atunci trebuie să cumpărați un put. Dacă credeți că prețurile vor să crească, trebuie să cumpărați un call. Care este balanța minimă pentru un cont options? Ce leverage-uri sunt? Același cont pe care îl aveți atât pentru CFD-uri poate fi folosit și în cazul opțiunilor. Nu trebuie decât să faceți transfer, să-i spunem, între platforme. Contul minim este de 2000 de lei, de 500 de euro sau de 750 de dolari. După ce ați făcut acest virament, puteți să alocați o anumită sumă pe platformă și o alta pe cealaltă platformă. Depinde de dumneavoastră. Ce leverage-uri sunt? Este exact aceleași condiții ca la CFD-uri. Care este diferența dintre put, buy și sell? Păi, asta vă spuneam. Vindeți sau cumpărați opțiunea respectivă. Dacă cumpărați opțiunea respectivă, plătiți prima. Dacă vorbim de un put, deci o cumpărare de put înseamnă că eu cred că prețurile vor să scadă în viitor și o să încasez pentru asta, pentru a intra într-o astfel de tranzacție, o să plătesc o primă, pentru că cumpăr. În momentul în care cumpăr opțiunea, plătesc o primă și în cazul în care, la scadență, prețurile vor să fie peste prețul acela pe care l-am calculat ceva mai devreme, atunci eu o să iau de la vânzător banii, iar banii s-ar putea să fie mai mulți decât prima pe care i-am plătit-o eu inițial, în funcție de cât de departe s-a dus prețul. În cazul în care vând prima, mă pun în postura vânzătorului. O să încasez inițial prima, însă voi plăti cumpărătorului de opțiune profitul pe care îl face dacă, bineînțeles, prețul depășește zona pe care am calculat. Bun. Vă mulțumesc și eu pentru atenție. Sper să la următoarele două webinarii să participați, pentru că atunci colegii mei vor avea o sarcină un pic mai ușoară, să-i spunem, pentru că vor să vorbească doar despre un anumit tip de opțiune și atunci sunt sigur că o să reușească să vă facă să înțelegeți foarte bine mecanismele. Până la webinariile viitoare, vă urez spor la tranzacționat, spor la joacă pe această platformă. Mult succes în concurs și sper ca unul dintre dumneavoastră să fie marele câștigător. O seară bună. Sunteți din Brașov, cum contactați un broker? Păi, dacă aveți contul deschis la noi, sau chiar dacă nu-l aveți, aveți un broker alocat. Vă rog să cel mai bine. Cum spuneam, dați vă rog un e-mail pe sales@rundxtb sau pe office@rundxtb și cereți să vi se facă legătura cu brokerul alocat. Și o să verificăm în sistem, o să vedem cine este brokerul dumneavoastră și o să fiți contactat de unul dintre noi. Bun, încă o dată vă mulțumesc, o seară bună vă urez, la revedere!